Guten Tag, bună ziua. Substantivele compuse. Formarea acestora se face foarte des în limba germană. Există foarte multe substantive compuse în limba germană. Un substantiv compus este format din mai multe cuvinte diferite care formează un cuvânt nou cu alt înțeles. Acesta trebuie să fie alcătuit din cel puțin două cuvinte, iar la substantivele compuse, ultimul substantiv arată genul și forma temporală, după cum veți vedea în exemplele următoare. Avem substantiv plus substantiv. De exemplu, masă plus pătură devine față de masă. Der Tisch plus die Decke devine die Tischdecke. După cum vedeți, articolul ultimului substantiv, die Decke, determină articolul substantivului compus, die Tischdecke. Das Haus plus die Tür plus der Schlüssel devine der Haustürschlüssel, cheia pentru ușa de la intrare. La fel, articolul ultimului substantiv devine articolul substantivului compus. Der Schlüssel, der Haustürschlüssel. Eine Tischdecke ist eine Decke für den Tisch. O față de masă este o pătură pentru masă. Ein Haustürschlüssel ist ein Schlüssel für die Tür eines Hauses. O cheie pentru ușa de la intrare este o cheie pentru ușa de la intrare în casă. Avem verb plus substantiv. De exemplu, vechi plus hârtie devine hârtie veche. În germană, alt plus das Papier devine das Altpapier. Frisch plus das Fleisch devine das Frischfleisch, carne proaspătă. La fel, articolul substantivului determină articolul substantivului compus. Hârtia veche este hârtie veche. Alt papier ist altes Papier. Frisch Fleisch ist Fleisch, das frisch ist. Avem adverb plus substantiv. De exemplu, stânga plus curbă devine curba la stânga. În germană, links plus die Kurve devine die Linkskurve. Nicht plus der Raucher devine der Nichtraucher, nefumător. Când se îmbină două substantive, nu există probleme la alcătuirea cuvântului compus. De exemplu, das Fenster plus das Glas devine das Glasfenster. Sau der Credit plus die Karte, devine die Kreditkarte. Dar la un sfert din cuvintele compuse se adaugă o literă sau o silabă de îmbinare care leagă ambele cuvinte. De obicei, acestea sunt E, ES, EN sau ER. Sau mai există o singură silabă, S. De exemplu, a citi plus ochelari, ochelare de citit. Lesen plus die Brille devine die Lesebrille. Vedem că se adaugă un E. A face baie plus cameră devine baie, camera de baie. Baden plus das Zimmer devine das Badezimmer. Câinele plus cușcă devine cușca de câine. Der Hund plus die Hütte devine die Hundehütte. Schlafen plus das Zimmer devine das Schlafzimmer. Die Geburt plus der Tag plus das Geschenk devine das Geburtstagsgeschenk. Aici vedem că se adaugă două silabe S, ajutătoare. Studentul plus legitimație devine legitimație de student. Der Student plus der Ausweis devine der Studentenausweis. Aici vedem că ne ajută silaba EN. Strada plus trenul devine tramvai. Die Straße plus die Bahn devine die Straßenbahn. Das Kind plus das Zimmer devine das Kinderzimmer. Și un cuvânt mai complicat, die Nummernschildbedruckungsmaschine, aparatul pentru imprimarea plăcuțelor de înmatriculare. Nemților le place să unească substantivele, să obțină un cuvânt mai lung. Cuvântul acesta vă las pe dumneavoastră să-l căutați pe Google ce înseamnă. Mulțumesc mult, sper că v-a ajutat. Danke, tschüss!